Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în ultima parte a dimineții Ori cu Plus. Alături de noi a rămas Corneliu Dediu, directorul Crucii Roșii Suceava. Mulțumim tare mult! Am vorbit despre situația refugiaților și mă gândeam să vorbim un pic și despre restul activității pe care o susțineți aici în Suceava. Ați menționat ceva de niște pachete care au fost oferite de Paște. Eram curioasă ce număr, căror persoane și din ce localități? Pachetele pe care le oferim, persoanelor care beneficiază de ajutorul social conform legii, deci pentru persoanele cărora le oferim aceste pachete sociale și aceste etichete sociale, luăm legătura cu primăriile pe care dorim să le ajutăm, pentru că, bineînțeles, această resursă este limitată. Alimentele pe care le primim vin în mare parte de la Banca de Alimente. Este programul pe care Crucea Roșie îl derulează în parteneriat cu Carrefour de mai bine de 10 ani. Astfel că în funcție de cantitatea de alimente, în funcție de sponsorizările pe care le mai primim, facem pachete. Am oferit pachete în acest an în zona Salcea-Dumbrăveni, în zona Gura Humorului, Voroneț, Mănăstirea Humorului și în zona Adornelor. Am văzut și faptul că s-au realizat și niște donații către spitale. Despre ce este vorba mai exact? Este vorba despre un parteneriat de 14 ani de acum cu cei de la Jäger România prin Fundația Jäger. Am făcut împreună foarte multe proiecte și la sfârșitul anului trecut, împreună cu într-o discuție cu reprezentanții Jäger România, au propus să vedem dacă la spitalele din Suceava este rezolvată problema detectoarelor de oxigen. După cum bine vă aduceți aminte, anul trecut au fost mai multe incendii în spitale din România datorate concentrației mari de oxigen din saloanele unde se folosesc astfel de echipamente cu oxigen, în secții ATI, în secții de boli infecțioase. Și în urma discuțiilor cu reprezentanții spitalelor, am primit solicitări. Din fericire, la Spitalul Județean această problemă era rezolvată, însă am primit solicitări cu necesarul pentru spitalele din Câmpul Lung, Fălticeni și Rădăuți și cu finanțare de la Jäger am achiziționat echipamente care, din nefericire, au venit de-abia luna trecută. Aceste echipamente folosesc chipuri și este bine cunoscută criza de chipuri la nivel mondial, astfel că a durat 4 luni până au venit aceste echipamente, dar săptămâna trecută aceste echipamente au fost donate spitalelor. Acestea urmează să le instaleze și să le facă funcționale în cât mai scurt timp. Am văzut pe rețelele de socializare că ați distribuit și ceva din la Crucea Roșie Română, Provocarea Zilei. Ajută astăzi o persoană vulnerabilă, fie că oferi un pahar cu apă, fie că ajuți un bătrân, binele are puterea să ne schimbe și să ne schimbe. Bunătatea e contagioasă, dă-o mai departe. Un lucru foarte interesant și un lucru mărunt, adică un pahar cu apă, adică nu ceva foarte important, dar apa în diferite zone poate să fie contaminată și să nu ajungă exact cum trebuie. Cunoașteți cazul în care această bunătate a devenit contagioasă? Păi faptul că oamenii se implică în activități umanitare ne arată că bunătatea este contagioasă, nu doar în Crucea Roșie. Sunt multe organizații care lucrează cu voluntari și asta ne arată că
acești oameni se îmbolnăvesc cu ghilimele de rigoare de voluntariat unii de la alții. Și sigur că da, nu toată lumea trebuie să facă voluntariat ore în șir sau zile în șir. Este suficient dacă poți oferi un mic ajutor unei persoane în vârstă care poate că nu-și poate lua un pahar cu apă, nu că nu-și permite, nu poate, nu reușește fizic să-și ia un pahar cu apă. Este suficient să oferi un zâmbet unui copil care îți va răspunde tot cu un zâmbet, că așa e firea omenească. Adică sunt lucruri foarte simple care ne fac mai buni și pe noi și pe cei din jurul nostru. Am mai desfășurat cursul de prim ajutor? Cursurile de prim ajutor se desfășoară. Este o perioadă în care am restricționat puțin această activitate, având în vedere nevoia de voluntari pentru alte activități. Sigur că vom relua cursurile de prim ajutor. Am vorbit cu toți cei care au solicitat, toți cei care s-au înscris pentru cursuri de ajutor. De prim ajutor, ne-am cerut scuze, urmează să reluăm această activitate care este importantă și pentru noi și pentru oameni, dar în acest moment este oarecum în stand-by. Se știe când se va relua sau? Sperăm de luna viitoare să reluăm activitățile. Sigur, avem și companii cu grupe mai mari unde este mai ușor să organizăm, să gestionăm aceste cursuri. Sunt însă și persoane fizice care doresc să urmeze acest curs și atunci este oarecum mai dificil să găsim o perioadă în care toți să poată participa la aceste cursuri. Sigur, urmează și perioada concediilor. Oamenii sunt după 2 ani de pandemie, așa că toată lumea așteaptă să evadeze undeva, dar sigur această activitate va fi reluată și va continua pentru că este o activitate care este reprezentativă pentru Crucea Roșie. Referitor la concedii, nu vă este frică că mulți voluntari o să fie plecați în concediu și nu o să poți să vă ajute în activitățile propuse? Nu, sunt voluntari care nu pleacă chiar toți odată în concediu. Avem și voluntari de la universitate care s-au implicat în această perioadă în activitățile Crucii Roșii. Da, nu cred că vom închide Crucea Roșie, chiar dacă va fi vară și perioadă de concedii. Referitor la voluntari, ați menționat că numărul lor este oarecum redus. Totuși, când vine cineva și dorește să se înscrie, cum îi selectați, mai ales că ceea ce se întâmplă la Siret este cu un impact major psihologic? Din punctul ăsta de vedere, pentru Siret n-am selectat decât persoane adulte care să meargă acolo să desfășoare activități. De altfel, ca să ajungi acolo, ai nevoie de un permis de conducere, ai nevoie, adică acum treaba s-a mai organizat, mai putem să ne ajutăm cu microbuzele de la ISU care aduc refugiați în Suceava și mai merg voluntari spre Siret, dar la început chiar nu aveam cum, cei care doreau să meargă trebuiau să meargă cu mașina proprie și voluntarii se selectează, trimit un formular sau trimit un mail sau dau un telefon. Avem niște voluntari mai vechi care țin legătura cu aceste persoane, sunt invitate la diverse activități. Câteodată mulți își exprimă dorința, dar mai apoi nu mai vin. Se implică în activități, sigur că după aia este aproape o selecție naturală, ca să-i spun așa. Sunt oameni care vin, le place ce găsesc, le place ce fac, sunt alții care nu se regăsesc în activitățile care se desfășoară și atunci nu mai participă, astfel că este aproape o selecție naturală și este un proces continuu. Sunt voluntari care vin, care pleacă, vin alții noi. Este, cam asta este viața societății civile la toate organizațiile, nu doar la noi. Aveți pentru județul ceva plănuit în săptămânile următoare?
Deocamdată rămânem să vedem care vor fi nevoile, pentru că nu este foarte clar câte persoane vor rămâne în Suceava, sigur, dacă conflictul se va opri, probabil că o mare parte dintre ei se vor întoarce. S-a observat în ultima perioadă, chiar înainte de Paște a început, era coadă foarte mare de la ieșirea din România, erau mulți ucraineni care se întorceau acasă, probabil au văzut că zona de aici, din apropierea Cernăuțului, era mai sigură, nu a fost conflict armat. Probabil și vremea bună i-a îndemnat să se întoarcă acasă, o parte dintre ei. Probabil că vom putea face niște planuri mai clare în apropierea toamnei, când vom ști exact câte persoane vor rămâne și ce nevoi vor avea, și atunci va trebui să ne coordonăm și să găsim soluții pentru nevoile de atunci. Sigur, vor fi probleme cu cei care au copii, care trebuie să meargă la școală, sunt tot felul de probleme care vor trebui gestionate, dar cel mai important, cred eu, este să vedem cărui număr de refugiați trebuie să ne adresăm și care vor fi nevoile de bază. Am văzut la un moment dat că au făcut inclusiv cursuri online acei copii după ce s-a mai calmat un pic situația. Și acum au început să facă cursuri fizice la școli, în special unde au profesori de limba ucraineană, și lucrurile se... Chiar dacă am fost luați prin surprindere de război și, mă rog, mare parte dintre noi n-am interacționat niciodată cu astfel de situații, lumea s-a organizat bine, autoritățile au răspuns bine și gestionează bine această situație. Este și hub-ul umanitar pe protecție civilă de la aeroport de la Salcea. Da, nu... Deci lucrurile au mers bine. Au mers bine, da. Per total, a existat și această susținere internațională masivă. Au venit și oameni care au lucrat în zone de conflict și cu experiența lor și cu expertiza lor au reușit cumva să gestioneze situația și să țină lucrurile sub control. Deci dacă, Doamne ferește, lucrurile se agravează, avem experiență, știm cum să intervenim și sperăm să nu fie cazul. Sperăm să nu fie cazul, da. Acum experiența am mai prins în aceste 3 luni, dar sperăm să nu fie cazul și sperăm să numărul persoanelor refugiate să scadă. Chiar dacă v-am spus și toată lumea o știe, procesul de reconstrucție va fi de durată și pe termen mediu aceste persoane vor avea nevoie de ajutor și de susținere. Am văzut că mulți au încercat să se integreze oriși unde au ajuns, de fapt, după aia. Chiar dacă au tranzitat România, au încercat să meargă în altă țară, fie să se angajeze, fie cei care au rămas aici au încercat să-și reconstruiască viața sau, mă rog, se gândesc să stau o anumită perioadă de timp să reîntoarcă, dacă lucrurile vor fi de așa natură. Dacă mai au unde să se reîntoarcă, din păcate, sunt multe zone total distruse și da, sunt mulți care am văzut și în Suceava oameni care deja s-au așezat, și-au cumpărat apartamente, și-au luat chirii pe termen destul de lung pentru a sta aici. Am văzut că își caută de lucru. Au fost câțiva care au fost și pe la sediu și inițial au zis că doresc și ei să se implice, să ajute, dar apoi ne-au anunțat că și-au găsit serviciu și bineînțeles că era mai important să-și poată susține financiar familia și astfel că da, viața merge înainte.
A existat bariere de comunicare? Pentru că mulți voluntari cred că vorbeau limba română și refugiați vorbeau limba ucraineană. Da, aceasta a fost o mare problemă de la bun început. Marea majoritate a persoanelor care au trecut vama nu vorbeau decât ucraineană și rusă. Și la început a fost o mare problemă, apoi s-au organizat grupurile de translatori care erau chiar la vamă, la intrarea în țară și care luau legătura, comunicau cu ei, le explicau cum își pot găsi cazare, cum își găsesc transport, cum se pot aproviziona cu strictul necesar, pentru că sigur, aveau mari nevoie, dar până la urmă, când ai doar un troller de 10 kg, nu poți să cari foarte multe lucruri cu tine. Și s-a rezolvat și această problemă cu bariera de limbă, dar a fost o mare provocare, în special pentru autorități, pentru că autoritățile au gestionat această problemă. Acum totul, pentru că s-a înțeles care este problema, toată lumea pregătește toate materialele informative, inclusiv în limba ucraineană, astfel că și la proiectul cu The Cash Assistance există translatori care există un call center în București unde sună cei care nu se descurcă cu aplicația sau cei care doresc mai multe informații vis-a-vis de datele personale și acolo sunt translatori care vorbesc cu ei în ucraineană și le dau informații și ghidează cum și ce trebuie să facă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. În continuare la TV Plus Regional putem să urmărim pasarea de sănătate, sfatul utile, horoscop, Suceva într-un minut și alături de profesorul Petru Tomege, Învață Românește. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, o zi frumoasă, la revedere!